Continuăm astăzi seria de emisiuni în care, în prezența Spiritului, încercăm să interpretăm metaforele biblice pentru căutătorul contemporan. Astăzi vom sorbi din înțelepciunea proverbelor învățătura despre apele furate. Cartea Proverbelor conține un spot publicitar de mare actualitate pentru că exploatează vulnerabilitatea omenească dintotdeauna, folosindu-se de aceleași principii pe care se bazează industria publicitară contemporană. Folosește o femeie provocatoare, are tupeu, conține o minciună și ascunde adevărul principal. Să ascultăm ce spune Cartea Proverbelor în capitolul 9. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. Auziți reclama? Apele furate sunt dulci și pâinea furată este plăcută. În contextul arid al Palestinei, apa trebuia scoasă din fântâni adânci sau cumpărată. Procuratul apei presupunea oarece efort. Dar și atunci, ca și acum, exista o alternativă mai facilă. Ba nu, mai dulce. Furtul. Lucrul păzit, interzis, promite o satisfacție mai mare, ca fructul oprit în grădina Edenului. Bun de mâncat, plăcut la privit și de dorit să deschidă cuiva mintea. Mesajul reclamei este același. Tu meriți mai mult. Dumnezeu ascunde de tine o plăcere, o împlinire ce ți se cuvine. Reclama sugerează că îți face un bine, îți dezvăluie o senzație superioară. Deliciile interzise par mai dulci datorită riscului. Este întemeiat să afirm că o senzație este cu atât mai plăcută cu cât rezonează cu proprii receptori, cu propria dispoziție. Nesațiul cu care cineva prețuiește mai mult o curvă decât soția, o relație clandestină în loc de una legitimă, are de-a face cu starea decăzută a inimii și minții. Inima este virusată, coruptă, conștiința năucită, iar mintea întunecată, nebună. Cu cât oferta rațională e mai sărăcăcioasă, cu atât e mai vocală, mai persuasivă, mai nerușinată. Știți care e circumstanța agravantă a acestei situații? Faptul că formatorii de opinie, modelele, numesc asta normalitate. Ofertă vrednică de apreciat. De aceea îi oferă prime time la TV, coperta din față în reviste, ba chiar prevederi legislative care să o legitimeze. Ce se ascunde publicului larg consumator este că reclama n-a fost decât o momeală, ca râma pe undița pescarului. Peștele mușcă lacom, jubilează că a dat de ceva plăcut, simplu de procurat, i-a sărit în cale. Dar curând constată că și-a pierdut libertatea, ceva îl constrânge, apoi îl scoate din mediul său și moare. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Reclama la libertinaj nu vorbește nimic despre bolile cu transmitere sexuală, despre SIDA, nimic despre consecințele unei sarcini nedorite, nimic despre avort, nici despre trauma copiilor ce nu-și cunosc părinții. Nimic despre consecințele pe termen lung, nici despre victimele colaterale.
În cartea Proverbelor e vorba despre competiția reclamelor. Înțelepciunea își face reclamă și nebunia își face reclamă. Și omul se găsește la mijloc să aleagă. Aș spune că un astfel de context este un triumf al democrației, al pieței libere. Pentru că în regimurile totalitare, vocile opoziției sunt reduse la tăcere. Să prețuim așadar contextul în care ne aflăm și să păstrăm acest drept la exprimare, la reclamă, dacă vreți, al celor care vorbesc încet, civilizat, chiar dacă sunt minoritari. Dacă tot vorbim de context, trebuie să precizăm că el cuprinde și realitatea spirituală, nu doar cea politică sau economică. Să ne întoarcem la enunțul reclamei. Apele furate sunt dulci. De ce sunt dulci și nu doar mai ușor de procurat? Observați că e vorba nu numai de criteriul utilitarist, pragmatic, ci de o satisfacție în ilegitimitate. Acesta e un indicator că ne aflăm într-un context spiritual. De ce e mai ușor să faci răul decât binele? Să distrugi decât să clădești? De ce nu sunt satisfacții egale în a face rău sau a face bine? Pentru că ne aflăm în gravitația păcatului, în sfera de influență a păcatului. E mai ușor să cobori decât să urci. E natural să elimini veriga slabă, să devorezi pe cel slab, pentru că energia de a face bine e tot mai dificil de găsit. De aceea, aflarea adevărului, loialitatea față de adevăr, presupune un efort mai mare. Competiția reclamelor este inegală. Pentru că omul, chiar dacă știe care este binele, nu poate să-l facă. Răul de care e convins rațional nu-l poate evita. Deci omul între reclame se află nu numai într-o dilemă rațională, ci și într-un impas spiritual. Am văzut pe de o parte că nebunia îl agresează cu reclama ei, iar pe de altă parte înțelepciunea îl provoacă să accepte propria ofertă. Această ofertă a înțelepciunii, spune Cartea Proverbelor, este ca o femeie care a zidit o casă pe 7 stâlpi și a pregătit un ospăț în ea, apoi și-a trimis agenții publicitari cu următoarea reclamă. Cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și să beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi. Umblați pe calea priceperii. Când omul îl scoate pe Dumnezeu din conștiința sa, ajunge să confunde adevărul cu minciuna, spre nefericirea sa. În acest slalom prin meandrele concretului, nu este suficientă nici rațiunea și nici conștiința. Pentru că au fost multe ideologii în istorie care au impus prin propagandă, prin teroare și minciună, aberații de normalitate, care răstălmăceau binele și răul, lumina și întunericul, virtutea și decadența, năucind rațiunea și conștiința. Din fericire, în cacofonia reclamelor contradictorii și în neputința omului de a-și depăși condiția de rob al păcatului, bântuit uneori de nostalgia cerului, Dumnezeu a trimis un salvator providențial pe Iisus Hristos. El a aprins o lumină în negura morală, a dat în vileag strategiile manipulării, a rupt lanțurile dependenței omului de infracțiune, i-a spălat privirea și gândirea, i-a ridicat povara care i-a păsat conștiinței. Cum a făcut asta? Luând asupra sa rușinea lumii, s-a făcut buboiul de puroi al universului. A concentrat asupra sa toată vinovăția omenirii. Și ca atare, mânia lui Dumnezeu, cel sfânt, s-a abătut peste el. A plecat capul asumându-și toată vina.
vina noastră și a deschis izvoarele vieții și iubirii sale în formă de sânge, până a murit. Faptul că jertfa sa a fost eficace, că tot ce a spus că face a făcut, că a obținut iertare pentru noi, este atestat de faptul că a înviat din morți. După înviere s-a înălțat la cer și de acolo a trimis Duhul Sfânt ca ajutor tuturor celor ce îl cer, tuturor celor ce se află în impas spiritual. Avem nevoie de prezența de Spirit ca să distingem adevărul care ne îmbie cu iubirea autentică. Și nu numai să-l distingem, ci și să-l preferăm între miile de oferte seducătoare. E dificil să călătorești împotriva curentului, să fii minoritar, să fii ridiculizat, marginalizat, pentru că nu alergi împreună cu ei la același potop de desfrâu. Dar, după cum Domnul Iisus domnește în mijlocul vrăjmașilor săi, tot așa, și noi cei care fizic și cultural ne găsim în gravitația întunericului, a răului, putem avea acces la resursele Duhului Sfânt care surclasează influența păcatului. Iată de unde vine titlul acestei emisiuni, Prezența de Spirit. Ne aflăm în prezența Spiritului, în era Harului, în care înțelepciunea și influența lui Dumnezeu este disponibilă oamenilor la cerere. Dacă dorești ca prezența Duhului lui Dumnezeu să te ajute în orientare, în discernământ, în selecția zestră intelectuale și spirituale, trebuie să te deschizi pentru ea, să o dorești. Cererea se depune în formă de rugăciune și aprobarea ei se așteaptă în smerenie. Ca să rămâi curat, ai nevoie de prezența de Spirit. Ca să poți absorbi șocurile batjocurilor, ai nevoie de prezența de Spirit. Ca să poți iubi în loc să urăști și să te răzbuni, ai nevoie de prezența de Spirit. Noi suntem solidari în efemeritate cu semenii noștri în ce privește condiția materială, dar avem o speranță pe care umanismul nu are și nu o poate concepe. Metamorfoza sau învierea într-un trup nou, imaterial, în care vom păstra zestrea virtuților și a faptelor făcute sub influența prezenței de Spirit. Această speranță este rațiunea pentru care putem suporta nedreptatea care ni se face, putem suporta tragedia despărțirii de cei dragi, putem ierta, crezând că inechitatea aparentă va fi îndreptată de dreptatea absolută a judecății finale a lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu se manifestă față de noi prin faptul că ne eliberează de lestul trecutului, ne capacitează să discernem apele potabile de apele toxice, livrate ca ape răcoritoare sau dulci. Ne ridică la putere în prezența Duhului și ne umple de speranță în ce privește viitorul. De aceea suntem oameni fericiți.